Lăudat și binecuvântat să fie Domnul! Astăzi vom continua să ne cercetăm și să studiem din Sfintele Scripturi despre gânduri. Lecția a treia poartă titlul Gânduri de ură. Știm că ura este opusul sau absența dragostei și este specifică lumii aflate sub influența diavolului. În lume este ceva obișnuit să urăști. La Dumnezeu și în poporul său, dragostea este natura care domină relațiile. Iată ce scria Ioan în 1-a sa epistolă, capitolul 3, de la versetul 10. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Căci vestirea pe care am auzit-o de la început este aceasta, să ne iubim unii pe alții. Nu cum a fost Cain, care era de la cer rău, și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar fratele său erau neprihănite. Nu vă mirați, fraților, dacă vă urăște lumea. Deci, pentru lume, e ceva specific să urască. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frații. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș și știți că niciun ucigaș nu are viața veșnică rămânând în el. Noi am cunoscut dragostea lui, prin aceea că el și-a dat viața pentru noi și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frații. Dar cine are bogății lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, și cu fapta și cu adevărul. Amin. Deci, lucrurile ar trebui să stea și să se regăsească în ființele noastre într-un mod foarte clar. Ura aparține lumii, dragostea poporului Dumnezeu, celor născuți din Dumnezeu. Însă, am fost și noi în lume, am fost și noi fire pământească, diavolul are drept să ne ispitească și putem să cădem dacă nu suntem atenți, dacă nu ne lăsăm în voia și în harul lui Dumnezeu și să greșim prin acest păcat care poate să ducă până la a dori moartea cuiva, adică să se extindă și să cuprindă ființa umană într-un mod foarte vinovat. Din ură se nasc o multitudine de păcate. Iată ce citim în Isaia, capitolul 59, referitor la starea de păcat a omenirii, cuvinte care le rea apostolul Pavel când explică această stare vinovată. Isaia 59, versetul 7. Picioarele lor aleargă spre rău și se grăbesc să verse sânge nevinovat. Gândurile lor sunt gânduri nelejuite, prăpădul și nimicirea sunt pe drumul lor. Ei nu cunosc calea păcii și în căile lor nu este dreptate. Apucă pe cărări sucite, oricine umblă pe ele nu cunoaște pacea. Și totul, așa cum scrie aici în versetul 7, pleacă de la gânduri nelejuite. De aceea să ne cercetăm încă o dată cum gândim. Vom proceda ca și la lecția anterioară, identificând mai întâi aceste gânduri. Cu mențiunea încă de la început că există și acuzații nefondate de ură. Nu neapărat toți oamenii care sunt învinuiți că urăsc, ei urăsc cu adevărat. Ne amintim din nou de cuvintele lui Eliab, care l-a învinuit pe fratele său, pe David, citim în 1 Samuel, capitolul 17, de lucruri care s-au dovedit nu doar atunci și pe parcursul vieții, că nu erau adevărate. Versetul 28. Pentru ce te-ai pocorât tu și cui ai lăsat acele puține oi în pustie? Și acum caracterizarea făcută de fratele său mai mare. Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Te-ai pocorât ca să vezi lupta. Nu era așa. Se pocorâse fiindcă îl trimise tatăl său. Să luăm și un alt
episod în care un alt om al Dumnezeu a fost acuzat de ură și nu era cu gânduri de ură. Cartea Exod, capitolul 2. Aici apare Moise sub o acuzație nefondată. În versetul 13 și 14 citim. A ieșit și în ziua următoare și iată că doi evrei se certau. A zis celui ce avea dreptate, pentru ce lovești pe semenul tău? Și omul acela a răspuns, cine te-a pus pe tine mai mare și judecător peste noi? Nu cumva ai de gând să mă omor și pe mine cum ai omorât pe egipteanul acela? Moise nu a vrut să-l omoare, era fratele lui. Dar fiindcă nu avea dreptate, l-a sesizat și i-a făcut o observație. Dar a fost acuzat pe nedrept, ca și cum că ar avea intenții rele, intenții de ură maximă, ceea ce înseamnă crimă. Se mai putea întâmpla, scrie în Vechiul Testament, citim în cartea Iosua, capitolul 20, ca cineva din greșeală să lovească un om, chiar cu o lovitură de moarte, fără să-l urască. 20:3. Aici e vorba de cetățile de scăpare, unde se poate fugi ucigașul care va omorâ pe cineva fără voie, fără să aibă de gând să-l omoare și, evident, fără să-l urască. Deci, vorbim de realități de ură, nu de acuzații sau de întâmplări care nu au izvorât din ură. O primă identificare. Există gânduri de ură care pot să rămână o vreme ascunse. Trebuie să ne păzim de ele, pentru că, deși ascunse, nedeclarate, poate nebănuite, în mintea noastră poate să fie o combinație cu gânduri de dreptate, de luptă pentru adevăr, dar să conțină și ură, în timp ele vor lucra. Iată un caz, 1 Samuel, capitolul 13, versetul 22. Știți că Amnon, sub ispita imoralității, o necinstește pe Tamar. Și în 2 Samuel, capitolul 13, versetul 22, citim că fratele ei, Absalom, s-a supărat. Dar ascultați ce scrie aici. N-a vorbit nici bine, nici rău cu Amnon, dar a început să-l urască. În timp, după 2 ani, s-a dovedit unde duce ura, la crimă. Putea să se justifice. Amnon era vinovat. Dar vom vedea noi, la momentul potrivit, că nu așa se procedează chiar când cineva ar fi vrednic să fie urât. De aceea să fim atenți. Spunea Solomon Eclesiastul 10:20 să nu blestem pe împărat nici în gând, nici în odaia ta de dormit să nu vorbești rău de el, pentru că s-ar putea să se audă. Și cred că se va auzi atunci când omul nu-și mai poate controla gândul. Și în timp tot va scăpa o vorbă, tot se va manifesta. O doua identificare, gânduri de ură sub influență. Cineva îl pune grește pe un om sau este un fenomen de proliferare a urii în masă, cum ar fi ura interetnică sau sub alte motivații. Deci este important să nu ne luăm după alții. Spune Scriptura în cartea Exod, capitolul 23, cu referire la influența mulțimii, citesc versetul 1 și 2, să nu răspundeți zvonuri neadevărate, să nu te unești cu cel rău ca să faci o mărturisire mincinoasă pentru el. Știți că dragostea acoperă și când un om spune ceva rău de altul, acolo s-ar putea să fie ceva ură. Să nu te iei după mulțime ca să faci rău și la judecată să nu mărturisești trecând de partea celor mulți ca să abați dreptatea. Iată un caz de intenții vinovate potrivit influenței mulțimii. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 18, în timp ce Pavel era în Corint, la un moment dat oamenii de regulă atățați de evrei s-au răsculat împotriva lor și scrie aici în versetul 12, pe când era galion gârmuitor al Ahaiei, iudeii s-au ridicat cu un gând împotriva lui Pavel,
L-au adus înaintea scaunului de judecată și au zis, omul acesta atâță pe oameni se închine lui Dumnezeu într-un fel care este împotriva legii. Și a reușit să mobilizeze oameni. Ura a făcut ca să aibă manifestări vinovate față de Pavel și cei care poate nu neapărat îl urau, dar sub influența autora sau să ne gândim de felul în care Domnul Iisus a fost condamnat. Toți din mulțimea care au strigat la moarte cu el îl urau? Nu, dar sub influența preoților și altor instigatori, ei s-au asociat mulțimii. Se poate întâmpla să ajungem să urâm fără temei. Și nu neapărat cu o intenție proprie vinovată, dar sub influență. Iată ce găsim scris în Cartea Psalmilor în privința aceasta, Psalmul 35, versetul 19. David se roagă să nu se bucure de mine cei ce pe nedrept îmi sunt vrăjmași, nici să nu își facă semne cu ochiul cei ce mă urăsc fără temei. Un semn cu ochiul este o influență fără cuvinte. O instigare la ură. Iar în Psalmul 109 cuvintele sunt și mai clare cu privire la acest fenomen. Citim de aici versetele 3 și 5. Mă înconjoară cuvântări pline de ură și se războiesc cu mine fără temei. Versetul 7, 5, scuzați. Ei mi întorc rău pentru bine și ură pentru dragostea mea, datorită unor provocări. De aceea, să nu ne grăbim să acceptăm o vorbare, o influență negativă venită din partea altora cu privire la terțe persoane. Ca să nu ne facem și noi părtași, să nu acceptăm un gând vinovat. O a treia formă de identificare, deja ura în faze mai avansate, gânduri de ură generate efectiv din dorința de a face rău. Când ura a mocnit multă vreme și a prins contur în mintea cuiva și a adunat argumente, chiar dacă nu sunt reale, se poate întâmpla ca și la tribunal, cel vinovat să găsească un avocat care să îl prezinte într-o lumină foarte favorabilă. Să ne amintim de cazul lui Saul în relația lui cu David. Citesc 1 Samuel, capitolul 18, versetul 25. Saul a zis slujitorilor săi, așa să vorbiți lui David, împăratul nu cere nicio zestre, ci dorește o zestre care poate să o obțină. Saul avea de gând să facă pe David să cadă în mâinile filistenilor. Observați, aici aura a fost într-o fază incipientă. Nu se gândea să fie David ginere, se gândea să-i vadă mormântarea, nu nunta. Dar ura era doar în gând. Știți evenimentele care au urmat și vom reveni asupra cazului? Răul l-a făcut să acționeze într-o măsură mult mai mare. De aceea David se ruga și ne întoarcem la Cartea Psalmilor, pentru că știa ce se poate întâmpla de aici, când ura va crește. Psalmul 35, versetul 4. Rușinaș și înfruntat să fie cei ce vor să-mi ia viața, să dea înapoi și să roșească cei ce-mi gândesc pieirea. Saul în acel moment încă nu spusese pe față slujitorilor săi să-l omoare, dar avea de gând un asemenea lucru să se întâmple. Citim 36:4. În așternutul lui se gândește la răutate, stă pe o cale care nu este bună și nu urăște răul. Adică se împacă în mintea lui cu ideea comiterii unui păcat. Ura în forme mai avansate. Psalmul 56, versetele 5 și 6.
Într-una ei mi-ating drepturile și n-au decât gândurile față de mine. Uneltesc, pândesc și urmăresc pașii, pentru că vor să-mi ia viața. Planul uciderii era conturat în mintea lor. Și tot aici, din Psalmul 140, mai multe versete în care David se ruga cu intensitate: Doamne, scapă-mă! Și știm că Dumnezeu l-a scăpat, pentru că planurile oamenilor erau foarte rele cu privire la el. Scapă-mă, Doamne, de oamenii cei răi, păzește-mă de oamenii asupritori care cugetă lucrurile rele în inima lor și sunt întotdeauna gata să țâțe războiul. Ei își ascund limba ca un șarpe, au pe buze o travă de năpârcă. Păzește-mă, Doamne, mâine de cel rău, ferește-mă de oamenii asupritori care se gândesc să mă doboare. Niște îngânfați îmi întind curse și lațuri, pun rețele de-al lungul drumului, îmi întind capcane. Eu zic Domnului, Tu ești Dumnezeu meu, ia aminte, Doamne, la glasul rugăciunii mele. Și versetul 8, nu împlini, Doamne, dorințele celui rău, nu lăsa să-i spunească planurile ca să nu se fălească. Și Domnul i-a venit în ajutor. Să luăm și un caz din Noul Testament, Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 7, și vom vedea ura în forme avansate. Din ură s-a declanșat prigoana. Citim de la versetul 54. Când au auzit aceste vorbe, îi tăia la inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Versetul 57. Când le-a spus asta, ei au început atunci să răcnească și au stăpat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. L-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Îmi spunea un frate, nu demult, că i-a zis un om din afară: dacă legea mi-ar permite, eu aș pușca pocăiții. Un altul îmi spunea din Europa că a vorbit așa mai ușuratic despre Mahomed, a zis: ăla e profetul vostru. Și se uită musulmanul el și spune: acum aș avea drept să te împușc. Deci iată că oamenii din diferite religii, așa zis creștini sau altele, ar fi în stare, sub impulsul urii, într-o formă avansată, să pună la cale crime. Dumnezeu ține lucrurile sub control. Legile ne sunt favorabile, este libertate. Dar ura oamenilor funcționează. Dacă ar avea posibilitate, dacă ar fi îndemnați cu atât mai mult, oamenii ar fi în stare de lucruri foarte rele. Și o ultimă formă de identificare, ură fariseică, gânduri de ură învelite în gânduri de pace. Psalmul 28, versetul 3, ne dezvăluie o astfel de atitudine. Din nou David se roagă: nu mă lua de pe pământ împreună cu cei răi și cu oamenii lejuiți, care vorbesc de pace aproape lui lor și când colo au răutate în inimă. Proverbe, capitolul 10, versetul 18. Cine ascunde ura are buze mincinoase. Poate fi ascuns față de acea persoană, măcar că scrie partea a doua a versetului: cine răspândește bârfele este un nebun, pentru că nu poate fi, cum spuneam în prima idee, ascunsă și controlată întru totul și pentru totdeauna. Tot din Proverbe citim capitolul 26, versetul 24. Cel ce urăște se preface cu buzele lui. Nu toți cei ce urăsc au îndrăzneala să spună în față. Dimpotrivă, unii nici măcar nu tac precum Absalom, vorbesc de bine și când colo gândesc rău. Partea a doua a versetului: și înăuntru lui pregătește înșelăciune, versetul 26. Chiar dacă își ascunde ura în prefăcătorie, totuși răutatea lui va fi descoperită în adunare. Deci tot se va afla cu vremea. Așadar, să fim atenți.
Asta se întâmplă la nivel politic, oamenii stau de vorbă. Cum avem un exemplu, o referință în cartea Daniel, capitolul 11, versetul 17. Despre un moment istoric, își va pune de gând să ia stăpâne toată împărăția lui și făcându-se care gânduri curate cu el, îi va da pe fiica sa de nevastă, cu gând să-l piardă, așa cum am citit despre Saul. Dar lucrul acesta nu se va întâmpla și nu îi va izbândi. Deci să ne ferim de o asemenea atitudine ipocrită, de o duplicitate vinovată. Așadar, să recapitulăm. Gândurile de ură pot fi ascunse o vreme. Gândurile de ură pot să ne parvină sub influența altora. Dar gândurile de ură lucrează. În mintea noastră cuceresc teren, ne învăluie. Și chiar dacă pe moment știm să le mascăm, tot se va afla pentru că ura lucrează. Să ne oprim acum la observa câteva efecte ale gândurilor de ură. Unde ajungem, ce se întâmplă dacă nu reușim să controlăm gândurile de ură, să le eliminăm. De la gândurile de ură se nasc de regulă vorbirile de rău, provocările la ceartă și tot ceea ce ține de satisfacția urii. Omul care urește are cel puțin dorința să se râdă de cineva, să-l batjocorească sau să povestească dacă i s-a întâmplat ceva rău. Citim din cartea Proverbele mai multe versete care adeveresc aceasta, mai întâi 10 cu 12. Ura stârnește certuri. Din doi care se ceartă, cel puțin cel care a demarat discuțiile acelea, urăște. Poate celălalt e doar nepriceput, poate urăște și el sau va urâ după aceea, atenție. Proverbe 15 cu 28. Inima celui neprihănit se gândește ce să răspundă. Observați, are inima bună și atunci știe ce să răspundă. Dar gura celor răi împroașcă răutăți, vorbiri de rău. Proverbe 24 cu 2. Hai citim și unul. Nu pismui pe oamenii cei răi și nu dori să fii cu ei, căci inima lor se gândește la prăpăd și buzele lor vorbesc nelejuiri. Pun la cale lucruri vinovate. Să ne păzească Domnul și să ne păzim și noi. Amin? Citim și Eclesiastul 8 cu 11. Și vom vedea că inima oamenilor este o pepinieră de lucruri rele, unde plantele cresc, pentru că nu se aduce repede la împlinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Se încurajează unul pe altul. Așadar, atenție! Vorbele care le spunem de rău, au scandalurile, să urmărim că au un izvor de ură în inimă. Un al doilea efect, mai avansat, dar la care nu vom ajunge dacă ne vom păzi de primul. Să fim atenți ce vorbim. Se spune că un director, când a fost instalat în funcție într-o instituție, a anunțat angajații că și-a pregătit în birou un caiet mare unde vrea să asculte doleanțele tuturor și să scrie reclamațiile oricui. Și n-a trecut multă vreme, oamenii veneau la el și spuneau, uite, se păra unul pe altul, se săpau, cum se spune. Și l-a zis, bineînțeles, totul cum ne-am înțeles de la început. Aici este caietul, vă rog să scrieți, tot, semnați, contrasemnez. Și oamenii spuneau, nu, că nu vreau să fie scris, dar vreau să vă spun numai. Și se spune că a trecut multă vreme și caietul acela a rămas gol. Că oamenii n-aveau îndrăzneala să scrie și să semneze cine și ce i-a zis, de cine.
Dacă nu veghem asupra acestor stări, putem să ajungem la dorința, nu neapărat de a ucide pe alții, dar de a-i vedea îndepărtați, eliminați. La situația de a-și pierde cineva locul de muncă să nu-l mai vedem, la a dori să nu mai fie lângă noi. Și asta nu se întâmplă cum vrem noi, pentru că Dumnezeu controlează lucrurile. Mi-au povestit frații dintr-o localitate din țară că au intenționat să construiască o adunare undeva în centrul localității și trebuia să fie o aprobare de obște. Oamenii s-au adunat, au vorbit și la un moment dat așa a dăruit Dumnezeu înțelepciune primarului, care n-a întrebat cum se aștepta oamenii. Cine este pentru să dăm acest teren să facă pocăiții adunare? Primarul a întrebat, cine este împotrivă ca aici să construiască o adunare? Și oamenii au zis, cum adică eu să fiu împotrivă? Dar ce am eu cu ei? Și primarul a repetat întrebarea, cine este împotrivă ca aici să fie un loc de închinare? Și în forma asta oamenii n-au îndrăznit să spună. Și s-a primit terenul, dar femeia de lângă acel loc a zis, mai bine să mor eu decât să fie aici pocăiți. Și îmi povestea păstorul de acolo, când au început să sape la fundație. Le-a rămas în amintire când au săpat groapa de var, femeia aceea a ieșit să se ducă până afară în grădină. Și nu s-a mai întors în casă, a căzut și a murit. Și nu a trecut multă vreme și a murit fata ei. Și a fost ca o spaimă în sat. A zis, știți ce a spus în ziua aceea când s-a aprobat? Mai bine să moară ea decât să fie pocăiți lângă ea. Deci oamenii ajung să dorească răul, dar nu neapărat pot să-l și înfăptuiască. Amintiți-vă ce a spus Iosif fraților săi, citim cartea Genesa, capitolul 50, versetul 20. Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi și anume să scape viața unui popor în mare număr. Nu le-a reușit planul. Ei l-au urât. Și citim din capitolul 37, de la versetul 4. Frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți și au început să-l urască. Hai să spunem că aveau motive, că tata era nedrept. Versetul 5. Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraților săi, care l-au urât și mai mult, ura în creștere. Le-a mai spus încă un vis și scrie în versetul 11, frații lui au început să-l pismuiască. Și unde a dus ura? La crimă ar fi dus, numai că Dumnezeu n-a permis aceasta. Așa a dorit și unchiul lor Esau, Genesa 27 cu 41, numai să moară tata că l-a omorât pe fratele meu. Numai că nici în acel caz nu s-a întâmplat așa. Că Dumnezeu controlează lucrurile. Oamenii spun dacă ne-ar permite legea, dar noi știm că în primul rând nu permite Dumnezeu. Și când El permite, atunci au fost mulți martiri. Să citim și despre Saul din nou, de data asta din cartea 2 Samuel, capitolul 21, pentru că în ura lui, nu l-au urât numai pe David, i-au urât și pe alții. Și Dumnezeu a notat toate acele stări și fapte. 21, versetul 5, sunt cuvintele urmașilor gabaoniților. Ei au răspuns împăratul lui David, fiindcă omul acela ne-a slăbit și își pusese de gând să ne nimicească, pentru ca să ne facă să pierim din tot ținutul lui Israel. Era foarte ambițios. Amintiți-vă că la un moment dat a ucis la porunca sa, prin sabia lui Doeg Edomitu, zeci de oameni care purtau efodul. Oameni de slujbă din vremea aceea. Un alt caz de ură avansată îl avem în persoana lui Haman. Spune Scriptura în cartea Estera, capitolul 7, versetul 5, dar știm că nici aici Dumnezeu n-a permis întru totul manifestarea urii. Aici sunt cuvintele împăratului.
care a întrebat pe Estera, cine și unde este acela care are de gând să facă așa? Aman a avut planuri și din ura lui a ajuns la dorința crimei. Scrie apoi în 8:5, sunt cuvintele Esterei. Dacă împăratul găsește o cale și dacă a încăpătat trecere înaintea lui, dacă lucrul pare potrivit împăratului și dacă eu sunt plăcut înaintea lui, să se scrie, ca să se întoarcă scrisorile făcute de Haman, fiul lui Hamadeta Agagitul, și scrise de el cu gând să piardă pe iudeii care sunt în toate ținuturile împăratului. Să aură pe un om și să dorește să-i moară tot neamul. Iată de ce este în stare ura. Se spune că în Grecia antică autoritățile locale cunoșteau ura unui om pe vecinul lui. Și ce s-au gândit? Să-l testeze. Și i-au spus, ce vrei să-ți dăruim, dar vecinului tău îi vom dărui de două ori pe atâta. Și a făcut el planul, cum adică? Să dea mie o sumă de bani și lui să dea dublu? Și în ura lui s-a dus și a cerut să-i scoată lui un ochi ca să-i poată scoate la vecinul amândoi. Adică oamenii în ura lor sunt în stare chiar să sufere ei, de altfel, știți ce a spus Haman, nu? Toate acestea n-au pentru mine niciun preț. El nu se putea bucura nici la ospăț în ura lui. Cel ce urăște își face în primul rând rău lui. Ura îl muncește și îl duce înspre aceste forme demonice de manifestare. Un alt efect al gândurilor de ură este slujirea vinovată. Atunci când se fac partide în biserici, când cineva nu suportă un predicator, un proroc, un cântăreț, se face foarte vinovat. Și cel mai vinovat se face cel ce își permite să slujească. Vinovat e și cel ce ascultă slujba și inima lui îl urăște, nu îl poate vedea. De aceea să ne ferim de acest deserviciu adus persoanei proprii, lucrării, de altfel cred că e necinstit numele Domnului într-o asemenea situație și Dumnezeu urăște foarte mult acesta. În asemenea situații nu primește rugăciunea. Dacă aș fi avut gânduri vinovate, spunea psalmistul în psalmul 66, versetul 18, nu m-ar fi ascultat Domnul. Dar pentru că acest om al lui Dumnezeu nu ura, Dumnezeu i-a primit rugăciunea. Citesc din Proverbe 6 pentru a vedea atitudinea lui Dumnezeu față de un asemenea comportament. 6:16 în continuare. 6 lucruri răște Domnul și chiar 7 sunt urâte. Și printre altele, versetul 18, inima care urăște planuri nelegiuite, picioare care aleargă repede la rău, deci intențiile rele, și spune în final, și cel ce stârnește certuri între frați. Ce stârnește certuri? Ura. De aceea să ne ferim. Asta a fost una din ispitele corintenilor. Favorizau pe unul în detrimentul altuia, de aceea Pavel a fost devis să le scrie, ce suntem noi, niște oameni, fiecare cu darul lui, Dumnezeu face totul și voi vă nedreptățiți și afectați atmosfera din adunare. Tot Pavel spunea, Filipeni, capitolul 1, că asta se poate întâmpla și la predicare. Știți că se mai spune uneori că e folosit amvonul drept poligon de tragere. Ai ceva cu cineva și atunci poți să îl bombardezi. Filipeni, capitolul 1, de la versetul 15. Unii este adevărat că propovedesc pe Hristos din pismă, asta înseamnă o formă de ură, și din duc de ceartă, e forma mai avansată, dar alții din bunăvoință, aceștia din urmă lucrează din dragoste. Cei din tâi, 17, din duc de ceartă, vestesc pe Hristos nu cu gând curat. Și acest gând este pedepsit de Domnul, e un gând vinovat. Și spune tot Pavel, 2 Timotei 2:14, că certurile nu duc la altceva decât la pieirea celor ce le ascultă. De aceea să ne ferim la nivel de adunare, să adâncim vreo prăpastie
între frați, între surori, să lăudăm pe unul. Eu am ajuns la convingerea că dacă întâlniți un om care laudă numai pe cineva, să știți că pe ceilalți îi urăște. Și nu-l va ține mult în brațe nici pe acela. Îi vine și lui rândul să dea cu el în groapă. Se spune că un adept al lui John Wesley, care era arminian, l-a întrebat ce zici despre George Whitefield, care era calvinist. Adică era o diferență teologică, dat fiind felul în care îi mântuiește Dumnezeu pe oameni, după ce criterii îi alege. Și zice, crezi că o să-l vezi pe el în rai? Și celălalt, ca un om matur, a zis, nu cred că o să-l văd. Și ucenicul a sărit repede. Zice, și eu m-am gândit, n-are ce căuta acolo. Dacă nu crede ca noi. La care învățătorul îi spune, nu la asta m-a referit. Cred că o să fie așa de aproape de Dumnezeu și de tronul slavei, încât nu știu dacă o să apuc să-l zăresc. Cum? Dar nu crede ca noi. Dar este un om al Dumnezeu. Noi credem în parte. Nu-l urâi, nu-l disprețui pe acest motiv. Doi frați discutau. Unul credea că între moarte și înviere oamenii dorm, altul credea că se bucură deja în slavă. Și unul zice, auzi, de ce să ne contrariem? Tu crezi că oamenii morți îl așteaptă învierea în dormitor și el crede că așteaptă în camera de zi. Da, dacă la Dumnezeu între camera de zi și dormitor nu-i perete. Și noi facem perete aici între noi. Nu se merită pentru una ca aceasta. În al patrulea efect, și acesta nu ține de noi, ci de Dumnezeu, care v-am spus că își controlează, limitează și pedepsește gândurile de ură. Fiind deja un păcat, pot fi pedepsite chiar și fără a fi materializate. Spune Scriptura în Cartea Deuteronom, capitolul 19, de la versetul 18, despre un martor cu intenții rele. Judecătorii se facă cercetări amănunțite. Dacă se afla că martorul acela este un martor mincinos și că a făcut o mărturisire mincinoasă împotriva fratelui său, atunci să-i faceți cum avea el de gând să facă fratelui său, să își primească pedeapsă. Sau versetul din Proverbe 16:30, cine închide ochii ca să dea la gânduri stricate, cine își mușcă buzele, a și săvârșit răul și Dumnezeu îl poate pedepsi. Să ne oprim acum la lupta împotriva gândurilor de ură. Cum putem să nu avem gânduri de ură? În primul rând, recomand biruința gândurilor de ură prin cuvinte de bine. Cuvântul este mai puternic decât gândul. Ai ură pe cineva? Cine a învățat Domnul Iisus în predica de pe munte? Binecuvintează-l. Ai ură pe cineva? Roagă-te pentru el. Eu am experimentat asta odată. Când mergeam cu trenul spre Austria, mi-au cerut un bir. Vame și maghiari, de altfel la mai mulți, ne-au dat jos din tren. Și tocmai citisem acele cuvinte și am spus, Doamne, îndură-te de ei, ăstea care mi-au cerut banii, poate că are un copil bolnav, poate că acum aș face casă, mi-am imaginat eu. Și are nevoie de bani, nu l-a învățat nimeni să nu ia pe nedrept. Aveam motive să zic, să gândesc altfel, am pierdut trenul. Următorul a fost după 3 ore, din Budapesta n-am avut trenul, ne-am vrut. Ei, a fost și altceva, că Dumnezeu mi-a vorbit din timp când va face o schimbare de traiectorie. Dar după ce am aflat că Dumnezeu a intervenit, m-am bucurat că în acea situație nu l-am urât. M-a rugat pentru el, am reținut numele de pe Icuson și am spus, Doamne, te rog să-l binecuvintez, să te înduri. Și am trecut ușor. Am învățat și eu de la alții, că nici eu n-am știut dintotdeauna. Gândurile de ură se înving prin cuvinte de bine. Iată ce scrie în Proverbe 15:26. Gândurile rele sunt urâte Domnului și ascultați, dar cuvintele prietenoase sunt curate înainte lui. Îți vin gânduri de ură, te urăște Domnul, folosește cuvinte prietenoase. Impuneți să nu gândești rău. Da, frate, da, va spune cineva, da, e vinovat. Ai rețetă în Biblie, tot prin cuvinte să învingi gândul de ură. Cartea Levitic, capitolul
19, citesc de la versetul 16. Să nu umbli cu bârfeli în poporul tău, să nu te ridici împotriva vieții aproapele tău, eu sunt Domnul. Să nu urăști pe fratele tău în inima ta. Și ce se scrie mai departe? Să musti pe aproapele tău, dar să nu te încarci cu un păcat de pricina lui. Crezi că e vinovat? Mustră-l între tine și el singur, după procedura indicată de Domnul. Roagă-te, iar dacă trebuie să-i spui ceva lui, spune. Uite, cred că atitudinea ta n-a fost corectă. Și asta te va ajuta, cum scrie în versetul următor, ca să nu te răzbuni și să nu urăști. Un al doilea sfat. Să inițiem acțiuni ale bunăvoinței, ale dragostei. Domnul a spus mai departe, faceți bine celor ce vă urăsc. O milostenie. Sunt ocazii de a face bine cuiva. Și asta, nu doar că îl va ajuta pe el, poate să se trezească, te va ajuta pe tine. Spune Scriptura în Cartea Deuteronom, capitolul 15, despre situațiile în care trebuiau grațiați cei ce nu puteau să ramburseze un împrumut. Versetul 9, vezi să nu fii așa de rău ca să zici în inima ta, ah, se apropie anul al 7, anul iertării. Vezi să ne ai un ochi fără milă pentru fratele tău cel lipsit și să nu-i dai. Versetul 10, ci să-i dai și să nu-i dai cu părere de rău în inimă, căci pentru aceasta te va binecuvânta Domnul Dumnezeu tău în toate lucrurile de care te vei apuca. A face o faptă bună ajută. Citim despre asta mai clar în Zaharia, capitolul 7 și 8. Aici sunt sfaturi pentru evrei care trebuia să înceapă viața în comunitatea evrească odată întorși. 7:10, nu a supris pe văduvă și pe orfan, nici pe străin și pe sărac, și niciunul să nu gândească rău în inima lui împotriva fratelui său. 8 cu versetul 16. Iată ce trebuie să faceți. Fiecare să spună aproapele său adevărul, deci dacă chiar trebuie să-i spui ceva, îi spui direct și lui, nu la alții. Judecați în porțile voastre după adevăr și în vederea păcii. Niciunul să nu gândească în inima lui rău împotriva aproapelui său și nici să nu iubiți jurământul strâmb, căci toate aceste lucruri eu le urăsc, zice Domnul. Deci când urăști, vei ajunge urât de Domnul. Domnul nu urăște ca noi, Domnul e îndrept să o facă, El este judecătorul cel drept. Să ne ajute Domnul să vorbim de bine în loc să urâm și să facem bine celor ce ne urăsc. Amin? Amin. Asta e interesant. Părerea mea că mai bine decât a da la săraci, va răsplăti Dumnezeu să dai la dușmani. Așa a spus Domnul în Luca 6, răsplata voastră e mare. Toate faptele bune sunt răsplătite, dar la a da la, la dușman, îi scris că ai răsplată mare. Asta este un gest specific lui Dumnezeu, care e bun și cu cei buni și cu cei răi. Un alt mod de a birui ura, s-ar putea ca noi, sau sub influența altora, să gândim incorrect despre cineva, să ne întrebăm cum gândește Dumnezeu despre acea persoană, cum o privește El. Aici vă dau două referințe biblice. 1 Samuel, capitolul 22, Saul gândea foarte rău de David și în situația aceea îi învinovățește pe preoții din cetatea Nob că îi sunt împotriva împreună cu David. Și în situația aceea, cine-i cu Saul, cine-i cu David, cine are dreptate, găsim aici un gând bun. Scrie în versetul 14, după ce este acuzat acest proroc, preot, scuzați, Ahimelec a răspuns împăratului. Care dintre slujitorii tăi poate fi pus alături de credinciosul David, generele împăratului, gata la poruncii lui și înconjurat cu cinste în casa ta? Și acum, sfatul, oare de astăzi am început eu să întreb pe Dumnezeu pentru el? Eu cred că acest preot, având posibilitatea să întrebe ce părere are Dumnezeu, prin Urim, Tumim, prin alte forme, a aflat că Dumnezeu îl privește bine pe David. Un alt caz este în Fapte, capitolul 5.
când conducerea religioasă a evreilor îi ura pe ucenici și voia să rostească o sentință grea, s-a găsit un om înțelept, Gamaliel, care le-a adus în față ideea: dar dacă voi nu gândiți bine, și oamenii aceștia sunt cu Dumnezeu. Dă două exemple și apoi zice în versetul 39, dacă lucrați de la Dumnezeu, nu veți putea nimic. Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Sunt unii care cred că ei susțin o cauză dreaptă, dar Dumnezeu este de altă părere. Undeva într-o adunare a fost o bătălie între două tabere cu prorocii, cu ură, și s-a dovedit că Dumnezeu nu i-a susținut. Dar ei au interpretat prorociile în felul lor, s-au lăudat cu ele. Să ne gândim bine. Oare și Dumnezeu e aceeași părere cu noi? Și în final, un ultim sfat aici. Să știm ca regulă generală că a ne abate de la rău înseamnă și a nu urâ. Răul ne iese în cale, ca la Iov, și în mod repetat Dumnezeu a rostit aceste cuvinte: se abate de la rău. Cartea Iov, capitolul 1, versetul 1, versetul 8, capitolul 2, tot din Iov, versetul 3. Dar ce îmi pare interesant aici, felul cum gândea Iov, cum reușea să se abate el de la rău și din ce fază? Versetul 5. Și după ce treceau zile de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi, se scula dizi dimineață și aducea pentru fiecare din ei o ardere de tot, căci zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Dacă în dreptul fiilor săi se gândea ca răul să fie eliminat din fașă, dar în dreptul lui, Iov se abătea de la rău, nepermițându-și să gândească cu ură, nepermițându-și să se răzbune. Spune la un moment dat în apărarea lui: pentru că am fost mai tare în țară, am nedreptățit pe cineva, mi-am permis să mă bazez pe puterea mea. Ba mai mult, cred că noi ar trebui să îi limităm și pe alții și să îi îndemnăm să nu urască. Să ne amintim de Ionatan, care nu doar că nu-l ura pe David, cum să-l urască, îl iubea ca pe sufletul din el, dar a încercat să-l ajute pe Saul să nu urască, dar n-a putut acesta. Așadar, să fim atenți la cuvinte, ele sunt mai tari decât gândurile, să ne ajutăm cu fapte, cu gesturi practice de bunăvoință, să ne gândim care este atitudinea lui Dumnezeu și niciodată să nu permitem răul nici măcar în gând, ba mai mult, chiar și pe alții să-i ajutăm să se degajeze, să se elibereze de rău. Și în încheiere afirm două lucruri scurte. Primul, gândurile de ură sunt o influență demonică. Nici mai mult, nici mai puțin. Spune Scriptura despre Saul, 1 Samuel 16 cu 14, de când a început Saul să urască, Duhul Domnului s-a depărtat de la el, Saul a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. Și apoi a început să-l urască. În 18 cu 10 scrie, Duhul rău a venit peste el și a vrut să-l omoare. În 19 cu 9 aceeași idee, Duhul rău a venit peste el și a vrut să-l omoare. Deci de fiecare dată când ura, era diavolul acolo. Ori de câte ori ni se întunecă mintea în dreptul unei persoane, să fim conștienți și să ne speriem că Domnul Întunericului a lăsat o umbră peste mintea noastră. Și asta se poate manifesta în stări vinovate ca să ne umplă mintea, să ducă până la crimă, cum spuneam. Scrie în Proverbe 24 cu 8, cine se gândește să facă rău se cheamă un om plin de răutate, omul se umple de vinovăție. Și în ultimul rând să reținem că biruința asupra urii, a răului, se realizează la nivelul gândirii, aici unde vine Duhul lui Dumnezeu, cu roada lui numită dragoste. A iubi e ceva specific Duhului lui Dumnezeu. După cum a urâ este ceva specific diavolului.
Tot din Proverbe vă citesc 14:22, un verset foarte important. În adevăr, cei ce gândesc rău se rătăcesc, dar cei ce gândesc bine lucrează cu bunătate și credincioșie altele de roadele Duhului Sfânt. Foarte important. Duhul lui Dumnezeu ne poate da o asemenea stare. Și închei cu cele scrise în 1 Ioan, epistolul care am început și care, cum știți, vorbește mult despre dragoste. 1 Ioan 2:9-10. Cine zice că este în lumină, adică el este credincios, și urăște pe fratele său, este în întuneric până acum. Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de păcătuire. Și 4:7-8. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, ceea ce înseamnă cine urăște, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Deci atât de mult să ne ferim de ură, gândindu-ne că e diavolul în persoană. Și atât de mult să ne alipim de dragoste, încât să știm că asta e Dumnezeu. Doamne, ajută-ne. Amin.